prezentăm unul dintre proiectele pe care noi le-am accesat cu fonduri europene. Este vorba de un proiect care a fost realizat în cadrul programului operațional dezvoltarea capacității administrative. E vorba de proiectul stabilirea politicilor publice ale municipiului Onești integrate în strategia de dezvoltare locală. Proiect în cadrul căruia au fost organizate cursurile la care mare parte a fost beneficiari. Proiectul are mai multe... are o componentă de resurse umane și o componentă de achiziție de dotări. Cea mai importantă componentă pe lângă resursele umane și achiziția de dotări, ca rezultat al componentei de resurse umane, ar fi elaborarea strategiei de dezvoltare locală pentru perioada 2013-2022. Primăria Municipiului Onești are deja o strategie de dezvoltare locală care a fost realizată pentru perioada 2006-2013, iar aceasta trebuie reînnoită, reactualizată și continuată.